România, cei care încalcă legea nu mai au niciun fel de respect pentru cei care o impun. O nouă dovadă vine din Mehedinți, unde o tânără polițistă a fost înjunghiată azi noapte în timp ce încerca să aplaneze un conflict izbucnit în stradă. Femeia a ajuns la spital după ce un individ a lovit-o cu un cuțit. Colegul ei a încercat să ia apărarea și a fost nevoit să-l împuște pe agresor. Acesta a ajuns la spital cu 3 gloanțe în corp. Corespondentul ProTV Monica Iovan are amănunte. Bună dimineața! Bună dimineața! Incidentul a avut loc în satul Poroinița din Mehedinți, aproape de miezul nopții. Echipajul de poliție a fost trimis pe teren după ce un bărbat a reclamat la 112 că 4 indivizi îl agresează și încearcă să îi vandalizeze mașina. La vederea uniformelor, aceștia au devenit violenți, iar oamenii legii au încercat să îl încătușeze pe unul dintre ei. În acel moment, un individ în vârstă de 46 de ani a înjunghiat-o pe tânără. La rândul lui, polițistul a tras 2 focuri de avertisment în aer în încercarea de a-l opri pe agresor. Neavând încotro, a mai tras 3 focuri de armă, rănindu-l pe atacator. Agresorul nu a ținut cont de somația legală a polițistului, s-a îndreptat către acesta, fapt pentru care s-a folosit armamentul din dotare fiind rănit în picior. Nici de această dată nu a încetat, îndreptându-se spre polițist, fapt pentru care s-a folosit din nou un foc de avertisment în plan vertical, iar ulterior alte 2 focuri în direcția acesteia. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Tânăra înjunghiată, care lucrează de 2 ani ca polițist în orașul Vânjumare, și agresorul împușcat în picior și în abdomen au fost duși de urgență la spital. Medicii i-au stabilizat și spun că viața nu le este pusă în pericol. Ceilalți indivizi care au participat la scandal au fost duși la secția de poliție și audiați. Procurorul urmează să decide dacă vor fi reținuți și care va fi încadrarea juridică a faptei. Bărbatul care a agresat-o pe polițistă riscă închisoare pentru fapta sa.